Sublimentarea numărului de paturi în Spitalul Județean Buzău ar putea conduce la o tragedie similară celei de la Constanța. O spun chiar reprezentanții instituției care atrag atenția că la acest moment există soluții pentru acoperirea necesarului, dar dacă internările de orice fel vor continua, atunci scenariul nu va fi prea optimist. Autoritățile mai arată că lipsa de personal este un alt factor pentru care la acest moment sistemul sanitar din județ nu se simte prea bine. Avem acele 10 containere, dar trebuie să fim conștienți că pățim ca la Constanța. O să mai deschidem un, un etaj și o să mai condensăm alte secții. De exemplu, vrem să condensăm secțiile chirurgicale la un singur nivel, astfel încât să ne rămână uh, acel etaj liber pentru pacienții care vin cu probleme în spital. Sistemul nostru nu are cum să facă față, repet, nu e vorba doar despre aparatură sau paturi patrule, nu îngrijesc singure bolnavi, mm. nu ai destui oameni care să îngrijească bolnavi. Eu am rapoartele Corpului de, de Control a inspecției Sanitare pe Buzăi, pe, pe Nehoiu și Râmnicu să, Sărat. Acolo nu pot, mai unde să pui mai mulți pacienți, mai unde să pui mai mult oxigen decât este, pentru că Sărim în aer. Deschiderea școlilor a însemnat un moment de cotitură pentru sistemul sanitar. Odată cu acest moment, au crescut și numărul de îmbolnăviri, spun autoritățile sanitare. Ar fi trebuit ca elevii să fie testați înainte de debutul anului școlar, însă, din nou, personalul raportat la volumul de muncă este insuficient. Spunem că e bună școala, sunt de acord că fără școală nu putem înainta, dar dacă nici la acest moment nu testăm copiii, Într-adevăr, printr-o formă non-invazivă ar trebui din aceste teste din salivă. Dar aici vedem că avem altă problemă. Se spunea de către Ministerul Sănătății și Învățământului că sunt 17.000 de unități școlare și doar 900 de cadre asistenți care lucrează în aceste școli cum să faci față cu 900 de pe 17.000 de școli și 100.000 de bă, de copii. Pentru a exemplifica și mai bine situația cadrelor medicale din Spitalul Județean Buzău, reamintim că recent au fost scoase la concurs 23 de posturi de medici specialiști. Cele mai multe poziții disponibile au fost pentru secțiile UPU, Cardiologie și Oncologie, acolo unde cea mai mare unitate spitalicească din județ se confruntă cu o lipsă acută de personal, doar două persoane s-au înscris la selecția de oferte.